Așa cum puteți vedea, alături de mine doi medici de aici, de la interne, este vorba despre doamna dr. Mihaela Brătulescu și domnul Răzvan Rășnoveanu. Vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să stați un pic de vorbă cu cei care ne urmăresc, care urmăresc această campanie. Știu că sunteți foarte, foarte, foarte ocupați. Îmi spuneați înainte să începem interviul, doamna doctor, că sunt cam ocupate paturile în momentul de față pe această secție și așa se întâmplă de obicei. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit prilejul să spunem câteva cuvinte despre secția noastră și despre Spitalul Județean. Într-adevăr, secția are un grad de ocupare al paturilor destul de mare și lucrul ăsta se întâmplă permanent. Este o secție, din punctul nostru de vedere, grea, deși este o secție de medicină internă și probabil că mulți consideră că medicina internă nu este așa o specialitate grea, dar la noi cel puțin lucrurile stau altfel, pentru că fiind spital de urgență, o secție a spitalului de urgență, ajung pacienți gravi și foarte gravi. Ne putem lăuda cu faptul că tratăm cele mai grele cazuri din județul nostru. Toate spitalele teritoriale, spitalele municipale, trimit aici pacienții pentru că ei, într-adevăr, au dreptate, nu dispun de mijloace investigaționale în timpul gărzii, nu au laborator, nu pot administra sânge, așa cum se întâmplă la noi, dar pentru noi este foarte, foarte greu. Când, cel puțin eu așa gândesc, când spun medicină internă, mă gândesc așa la un tot unitar, organismul și patologiile abordate ca un tot unitar. Așa este. Medicina internă este o specialitate care implică și subspecializările mici, deci este trunchiul din care pornesc rămurelele, cardiologie, endocrinologie, nefrologie, deci practic un medic internist trebuie să știe absolut totul, de aceea este și foarte greu. Culmea este că, deși este o secție grea, din păcate, la nivel național, deci nu este vina nici a conducerii spitalului sau asta, este percepută ca o secție un pic mai ușoară și nici sporurile secției nu sunt atât de mari cum ar trebui. La noi totuși e o secție cu un specific aparte. Se administrează foarte mult sânge, pentru că celelalte spitale, precum v-am spus, unde sunt secții de hematologie și altele, nu pot face lucrul ăsta în timpul gărzilor, noaptea. Deci la noi se poate administra sânge la orice oră din zi și din noapte, bineînțeles dacă se găsește un sânge compatibil cu cel al pacientului, dacă nu se apelează la centru de transfuzii pentru a se face teste specifice de compatibilitate. Este secția unde se internează toți pacienții gravi, cu hemoragii digestive, pentru că, din nou, nu se pot interna în altă parte acești pacienți. Cu toate acestea, suntem priviți cumva ca o secție de medicină internă, pur și simplu și atât, ceea ce nu este foarte corect, pentru că personalul muncește foarte mult, avem personal auxiliar redus, pentru că foarte mulți au plecat spre secții unde se face aceeași muncă, dar banii sunt mult mai mari. Deci de la noi au plecat foarte mulți, pentru că în alte secții muncesc la fel, dar primesc mult mai mulți bani. Și atunci am rămas cu deficit de personal auxiliar, mă rog, la asistente, să zicem că stăm mai bine, la medici iarăși nu mai vorbim, că noi avem o schemă de 8 medici, noi nu suntem decât 6 și deși s-au mai scos posturi la concurs, deși nu prea vor să vină medicii în spitalul de urgență. Transfer un pic discuția și la colegul dumneavoastră. Domnule doctor, de ce un spital de urgență și nu un spital privat sau un centru universitar sau un cabinet particular, unde probabil va fi fost mai ușor, așa, ca să preia un pic din ceea ce a spus doamna doctor Brătulescu? Pentru că ne place provocarea. Ne place să avem întotdeauna pacienți... Deși e mult mai greu. Complexi, da. Ne place să tratăm pacientul exhaustiv, da? Și, nu știu, e un challenge pentru fiecare. De cât timp sunteți la Spitalul Județean din Ploiești? De 4 ani. Aici. Și de ce medicină internă? Am văzut specialitatea cea mai aproape de sufletul meu. Am văzut specialitatea în care pot să empatizez cu bolnavul cel mai bine, în care ai o patologie complexă și, de ce nu, ai și rezultate
operat. Un doctor vorbea de empatie, a fost unul dintre motivele care l-a determinat să aleagă această specialitate. În cazul dumneavoastră, cum a fost, doamna doctor? De 20 de ani sunteți. De 20 de ani lucrez în Spitalul Județean. Poate că ar trebui să mă întrebați de ce am ales medicina, poate că asta ar fi o întrebare mai potrivită. Sau când v-ați gândit că sunteți potrivită pentru medicină? Când v-ați găsit? Culmea este că am vrut să mă fac profesor de limba engleză în liceu, pentru asta mă pregăteam, am făcut și un liceu, mă rog, liceu Mihai Viteazul de profil matematică, fizică, deci în niciun caz nu mă gândeam la medicină. Și la un moment dat am avut o problemă personală de sănătate și am fost internată în spital. Și am fost impresionată de felul în care am fost tratată de medici de acolo și felul în care s-au purtat. Și din momentul acela am zis, voi da la medicină ca să pot și eu să ajut la rândul meu oameni. A fost o provocare pentru că v-am zis, făceam liceu de matematică fizică, dar mă rog, până la urmă lucrurile au mers ok. Deci am ales medicina internă pentru că mi s-a părut cea mai completă și cea mai complexă dintre toate. Eu am și specializare de gastroenterologie pe lângă medicină internă, deci iată, după aceea m-am îndreptat și către o rămurică, dar, nu știu, consider că medicina internă este cea mai frumoasă și cea mai completă și cea mai complexă. Sunt un pic tristă pentru că am văzut că toți studenții care au intrat la medicină și care dau la medicină nici n-au început bine să se pregătească pentru lucrul ăsta și deja se gândesc că vor să profeseze afară. Ceea ce deși, este... îmi cer scuze, fac o paranteză, anul acesta a fost cea mai mare concurență chiar la Facultatea de Medicină. Da. Surprinzător față de alți ani, chiar a fost o surpriză, nu știu, eu am văzut-o plăcută. O surpriză plăcută, pentru că au fost ani de zile când erau 1, pe loc, că nimeni mai vrea să facă medicină. Din păcate, cam târziu ne-am trezit că se întâmplă ceva cu medicii din România și că toți pleacă în număr foarte mare și vedeți bine că și studenții tot asta au de gând să facă. Este foarte trist că vor să plece. Într-adevăr, e o profesiune liberală, poți să-ți o exerciți unde dorești, dar eu le-aș spune un singur lucru să gândească. Cine îi va trata pe părinții și pe bunicilor care rămân aici? Se poate face medicină doar pentru bani? Nu. Eu cu siguranță nu. Tot apropo de ceea ce spune doamna doctor. De bani niciodată nu cred că ar trebui să fie o motivație pentru nimeni. Ei sunt o recompensă. Dar nu aceasta trebuie să fie motivația principală. Cât de mare este pentru dumneavoastră satisfacția în momentul în care vindecați un om? Cred că pentru acest lucru vin la spital în fiecare zi. Cred că aceasta e motivația principală care mă determină să vin la spital și să empatizez cu bolnavul, să citesc și să iau decizii cât mai bune pentru el. Spuneau colegi de-ai dumneavoastră la interviul anterioare că, apropo de empatie, contează foarte mult pentru un bolnav, dincolo de faptul că vă faceți treaba din punct de vedere profesional, actul medical în sine, contează foarte mult și ca medicul acela să fie om, să fie aproape, să-i spună o vorbă bună, să-l încurajeze. Spuneau colegi de-ai dumneavoastră că omul poate fi chiar și jumătate vindecat, odată ce există acest echilibru. Mie îmi place să cred că noi avem câte o poveste în fața noastră și fiecare pacient are o poveste a lui și odată cu el aduce suferințele de acasă și... A fost o poveste în mod particular, doamna doctor, care va, nu știu, a rămas așa în minte sau în suflet în acești 20 de ani de când sunteți aici la Spitalul Județean, un caz anume? Nu știu, povești au fost multe și nu știu, poate că nu-i corect să vorbim despre un caz anume, chiar dacă nu am dat nume. Vreau să revin un pic la latura asta legată de medicină. Cred că toți medicii înainte ar trebui să fie umani, extrem de umani. Adică întotdeauna este bine să te gândești cum ar fi dacă tu ai fi în locul acelui pacient. Și din experiența personală, v-am spus, am avut o problemă care mi-a schimbat gândirea. Cred că altfel se văd lucrurile când tu ești în postură de pacient, tu ca medic. Și te gândești cum ești tratat și cum ar trebui să-i vezi pe ceilalți când sunt pacienții tăi și cum trebuie să acționezi.
Latura umană este cea mai importantă și, precum se spune, vorba dulce mult aduce, este foarte important să comunici cu pacientul, să-l încurajezi, să-i stimulezi latura optimistă. Din păcate, din cauza că avem foarte mult de lucru, gândiți-vă că suntem subnormați ca schemă de medici, la noi nu există limită de pacienți sau de paturi. Câți vin, fiind și spital de urgență, atâți avem. Deci noi nu putem să spunem... Și cum vă împărțiți? Cum gestionați? Gestionăm destul de greu și asta vreau să spun, că la un moment dat, probabil că, poate că nu mai avem timpul necesar care ar trebui să-l acordăm unui pacient sau aparținătorilor, pentru că trebuie să te duci în multe locuri, să faci față multor situații și atunci, poate că uneori greșim și noi că nu acordăm timp suficient, dar oricum ne străduim să avem cât mai mult timp pentru pacienți, pentru aparținători, pentru a le explica cum stau lucrurile, pentru că este extrem de important să ai o relație bună cu pacientul, să-l faci să aibă încredere în tine ca medic, să înțeleagă lucrurile, ești dator să îi spui boala pe care o are, ca să poate să iau uneori decizii în cunoștință de cauză. Cu ce specializări colaborați cel mai des? Cu chirurgia, cu siguranță, în momentul în care avem afecțiuni chirurgicale, colaborăm cu colegii hematologi, pentru că, precum v-am spus, la noi se internează sindromele anemice, cel puțin în prima etapă, până când le echilibrăm și apoi, bineînțeles, că le predăm hematologului sau ne sfătuim cu ei legat de diagnosticarea mai departe a afecțiunilor, dacă n-au un diagnostic deja bine stabilit. Noi facem aici și foarte multă gastroenterologie. V-am spus, eu am deja specialitatea, Răzvan este rezident și el pe gastroenterologie. Eu fac endoscopii din 2000, deci am și această activitate la laboratorul de endoscopie. Și atunci noi primim foarte multe hemoragii, facem și endoscopie terapeutică, adică încercăm să ajutăm bolnavii cu manevre terapeutice pentru hemostază și pentru asta, împreună cu alți colegi chirurgi din spital. Ce să zic, avem o colaborare strânsă, este un pic greu că este spitalul pavilionar și atunci când avem nevoie de consulturi de la specialități care sunt în alte pavilioane, trebuie să trimiți bolnavul cu salvarea, uneori bolnavii noștri sunt gravi, salvarea este la rândul ei supra-solicitată și poate că uneori ideal ar fi să existe spitalul într-un singur corp, cu toate specialitățile și cu toate, dar, mă rog, sperăm că vor veni și asemenea timpuri, mă rog, se renovează în spital, se încearcă, noi suntem răbdători și plini de speranță. Care sunt cele mai mari provocări în profesia noastră? Zi de zi. Seamănă o zi cu cealaltă? Niciodată provocări nu seamănă. Cred că singurul... Știți când veniți, nu știți când plecați oricum. Știm când venim. De fiecare dată apar evenimente neprevăzute, niciodată nu putem organiza timpul. Da, pentru că apar mereu situații neprevăzute, fiind un spital de urgență și singurul spital de urgență din județ, avem cazuri complexe și... Spital de urgență complex și complet, că așa mai este, da. Spitalul de la Câmpina de urgență, dar... Da. Noi suntem mai altfel. Într-adevăr, da. Precum am spus, avem și alte mijloace investigaționale, avem și gărzi pe multe specialități. Din păcate, totuși, la ora actuală avem și situații când gărzile rămân descoperite, pentru că v-am spus, repet, am rămas foarte puțin și din ce în ce mai puțin tineri vor să facă urgență. Simt, văd că ăsta este marele dumneavoastră regret. Da. De când am început discuția, asta este buful pe care îl aveți, faptul că se pierd medici din cei existenți, iar cei care ar trebui să intre în sistem și să rămână aici. Da, și tinerii nu aleg să facă medicină de urgență, deși, sincer, cred că asta este medicina care trebuie să o facă toți tinerii, cel puțin la început, pentru că așa înveți foarte mult. Deci eu am lucrat medic de dispensar un an de zile. Aveam o frustrare groaznică, pentru că mă gândeam că pacientul poate să aibă un anume diagnostic. Îl trimiteam către investigații. Unii veneau să-mi spună, doamna doctor, uitați, ați avut dreptate, am găsit asta, asta. Alții nu mai veneau, se pierdeau pe traseu. Și am zis, domnule, trebuie neapărat să fiu medic de spital, să preiau pacientul eu de la capăt până la coadă, să văd ce este cu el, să pot să-i pun eu un diagnostic. Nu știu, astăzi medicii tineri nu prea mai vor lucrul ăsta. Cum arată o zi din viața dumneavoastră? Păi, cum arată? Este o zi
destul de încărcat, avem raportul de gardă, apoi facem vizita, scriem condica pacienților, apoi eu de la ora 11 și jumătate mă duc la endoscopie o oră, între timp facem consulturi interdisciplinare, ni le împărțim zilele cu consulturi, asigurăm dimineața consulturile de la UPU, apoi externăm pacienții, mai intervin probleme, se agravează, ne ducem și îi vedem. Nu prea avem o clipă de repaus. Ne trezim că a venit ora de plecare și poate n-ai avut timp să bei apă, nu? Cam asta este. Nu este ca într-un instituție unde ai programul până la ora fix, la ora fix a terminat. Ca și un chirurg care intră în operație, poate cu un pacient la 1:30, chiar dacă programul lui teoretic se termină la 2, nu o să lase pacientul pe masă că i s-a terminat programul. La fel și la noi. Dacă ai fost chemat în UPU să vezi un pacient la 2 fără 10, nu vei pleca la 2 acasă, că s-a terminat programul, sau dacă un pacient de pe secție are probleme, vei sta până când le rezolvi. Vi s-a întâmplat să fiți chemați și de acasă, dat fiind faptul că sunteți subdimensionați, spuneați? De acasă nu am venit încă niciodată, nu se știe niciodată. Nu știu ce să zic, dacă vom ajunge și la lucruri de genul ăsta. Dacă va fi nevoie, probabil că, bineînțeles că am face. Dar oricum telefonul nostru este permanent deschis, permanent comunicăm cu doamnele asistente, dacă sunt probleme, ne solicită, răspundem, dăm curs, pentru că nu avem ce face. Nu știu, eu vă spun sincer că am fost invitată să lucrez și în alte spitale de boli cronici, unde era mai ușor, n-am dat curs invitațiilor. Nu știu, simt că medicina de urgență mi se potrivește și tot timpul m-am întrebat dacă aș mai pleca și eu. Ce-ar face colegii mei? Ce-ar face pacienții? Ce-ar face pacienții? Da. Din păcate, la ora actuală, în sistemul de sănătate, cel mai mult suferă medicii și pacienții. Sincer. Pentru că medicii sunt subnormați și trebuie să muncească foarte mult, să suplinească și lipsa colegilor. Pacienții au de așteptat multe ore la UPU pentru că sunt medici puțini, își pierd răbdarea, apoi când trebuie să facă investigații din cauza că sunt medici puțini, timpul până la efectuarea unei investigații este destul de lung de așteptare. Deci cei care suferă cel mai mult sunt pacienții și medici. Ar trebui să înțeleagă și personalul care lucrează în sistemul medical. Ar trebui să înțeleagă și aparținătorii că până la urmă și medici sunt oameni. Ar trebui să înțeleagă. Ar trebui să înțeleagă. Au și limite? Ar trebui să înțeleagă și să ne creadă că facem tot ce putem pentru binele pacientului și ca lucrurile să iasă bine. Numai că uneori și pacienții sunt aduși poate prea târziu de familii. Este clar că dacă au fost aduși aici, nu sunt într-o stare bună și au afecțiuni grave. Vi s-a întâmplat să și pierdeți pacienți. Cât de greu este să-i spui unui membru al familiei, să-i dai o astfel de veste? Este foarte greu. Este foarte greu, mai ales că sunt cazuri grave și la vârste tinere și este foarte greu, faci tot ce poți și totuși uneori pacienții se pierd, dar, pe cum v-am spus, uneori poate vin și pacienții prea târziu, uneori sunt boli mult prea grave, adică vi se întâmplă să duceți acasă cu ghilimele de rigoare problemele de aici din spital? În fiecare zi. Și să vă întrebați, să vă gândiți, poate aș fi putut face mai mult sau poate ar fi fost mai bine să, nu știu. Evident că ne punem și întrebările astea, dar v-am zis, noi, așa am fost și eu cel puțin întotdeauna, am încercat să fac totul pentru pacienții mei. Adică să am conștiința curată că am făcut tot ce se poate face. Bineînțeles că toți putem greși. Deci greșeala face parte din noi, din oameni. Important este să consultăm pacienții corect, să facem tot ce se poate, să dăm curs întotdeauna nevoilor lor și să avem conștiința curată că am făcut tot ce am putut. Chiar dacă v-am spus, este omenește să greșești, încercăm să o facem cât mai puțin și clar fără intenție, adică... Dacă ar sta în puterea dumneavoastră, ce ați îmbunătăți în actualul sistem medical românesc? Atât pe partea de infrastructură, cât și pe partea de resursă umană, nu știu. Păi v-am spus, în primul rând aș face cumva ca să nu mai plece medici din țară. Deci
Asta ar fi una, să nu mai plece medici din țară. Apoi aș încerca să fac în așa fel încât să-și dorească să lucreze în spitale și de stat, în primul rând, să dorească să învețe cât mai mult. Este drept că atâta vreme cât suntem plătiți cumva la fel și nu la complexitatea cazurilor, poate că este de înțeles că vor să lucreze mai ușor, mai puțin și pe mai mult sau pe aceiași bani. Că până la urmă fiecare are prioritățile lui, are viața lui. Își dorește să-i fie cât mai bine. Dar, pe ansamblu, pentru noi cei care am rămas aici, este greu. Pentru dumneavoastră, domnule doctor? Ce-ați schimbat, dacă ați putea? Sau ce-ați îmbunătățit? Nu neapărat schimbat. Ce-ar trebui îmbunătățit? Cred că... Cum a spus și doamna doctor că ar trebui schimbat într-un fel sau altul condițiile, ar trebui aduse noi idei pentru a rămâne medici în țară și a ajuta într-un fel sau altul pe cei care sunt în sistem să rămână și să nu plece. Seamănă viața unui medic dintr-un spital de urgență cu ceea ce vedem în filme? Într-un fel, da. Într-un pare fel, fascinant, da. Recunosc, când privești. Nu și când trăiești. Seamănă destul de mult, spre deosebire de ceea ce vedem în filme. Probabil că noi avem cu siguranță mai puține mijloace investigaționale și mai puține, cu siguranță. La asta trebuie să lucrăm, dar vedeți că uneori ne avem în situația în care ne aflăm în situația în care poate că avem aparate, avem CT, avem RMN, dar nu mai avem doctor să lucreze cu ele. Revenim la da. Același lucru. Da. Deci nu mai avem doctori. Nu mai avem. Și în puterea cui stă schimbarea în astfel de situații? De cine depinde? Să nu mai auzim de secții subdimensionate. Cu siguranță că depinde și de forurile care sunt deasupra noastră, depinde și de tinerii care vor să facă medicină, de educația care o primesc și acasă, de felul în care, nu știu, ar trebui poate învățați, direcționați, cum am spus, ar trebui să se gândească și la lucrul ăsta, pe bunica, pe mama, cine o va trata, dacă eu plec, colegul meu pleacă, prietenul meu pleacă, totuși părinții și bunicilor rămân aici. Cine o să-i trateze? Da. De multe ori primim telefoane de la nepoți, copii, de-ai pacienților noștri care sunt medici care profesează în străinătate. Este bine că avem o discuție de la medic la medic, putem purta niște discuții. Este frustrant în momentul în care ești întrebat de o anumită investigație, de un anumit lucru și lucruri de genul ăsta, dar la noi astea sunt posibilitățile. Aici am rămas, ăștia suntem, asta putem să facem, pentru că... Ați plecat vreodată în străinătate? Pentru că tot... Asta e oful dumneavoastră, că pleacă. Nu, n-aș pleca. N-ați fost tentată niciodată. Aș fi putut să plec după ce am terminat facultatea, chiar am primit oferte, dar n-am putut să plec. Și nu-mi pare rău că n-am plecat. Sincer, vă spun că nu-mi pare rău pentru că n-am plecat. Dar în ceva de medicină v-ați mai vedea vreodată făcând? Nu m-aș mai vedea făcând lucrul ăsta. Mă rog, nu mi-am pierdut când încă pasiunea pentru această profesie. Uneori... ca orice om mai obosești, dar încerc să mă remontez cu satisfacțiile pe care le dau lucrurile bine făcute, cu pacienți pe care i-ai vindecat, pacienți pe care i-ai salvat și atunci o iei de la capăt. Ați folosit cuvântul pasiune, importantă pasiune în profesia? Esențială. Și acum, pe final de discuție, ce le transmite celor care ne ascultă și... fie pacienți, fie aparținători, fie tineri care ar fi tentați de o carieră în medicină? În primul rând să încerce să-și schimbe optica pe care o au despre acest spital. A fost foarte multă vreme denumit Spitalul Morții. Poate că ni se trage asta și din cauza că tratăm cazuri extrem de grave și că oamenii aici se moare în cel mai mult din tot județul. Nu spun că numai aici se moare. Cu siguranță că mai sunt și alte spitale unde se mai moare, dar foarte puțin. Pentru că toți pacienții care se agravează,
Ajung aici. Ajung aici. Și atunci, normal că dacă tratez pacienți atât de gravi, inevitabil vor și muri. Dar oamenii trebuie să aibă încredere în noi, pacienții, aparținătorii, că noi ne străduim să facem tot ce putem pentru ei. Mulțumesc. Mulțumesc.